Clubul sportiv al Armatei Steaua organizează în această săptămână o acțiune de selecție la fotbal pentru copii și juniori în vederea completării loturilor de jucători ai centrului de fotbal. Începând de luni, zeci de copii au luat cu asaltă de la prima ora dimineții terenurile de antrenament din complexul sportiv Steaua. Tehnicienii primesc cu brațele deschise pe puștani, chiar dacă numărul acestora nu este la fel de mare ca în urmă cu 20-30 de ani. Am început de a lu selecția, au venit 10-15 copii până acum, dar vine o zi, da, o zi nu. Erau rezultatele echipei mari, stelei, și atunci veneau, uh, era chiar 30-40 de copii la, la o grupă. Au venit mai mulți copii, grupele mici, mai ales ieri după masă. Și așteptăm zilele aceasta să îmbunătățească prezența la selecție și să... Vom face și a doua selecție înainte de începerea școlii. Atunci, într-adevăr, toată lumea vine de la din vacanță, vin de la din vacanță cu părinții, cu tot și prezența va fi mai bună. Dacă părinții stau cu inima strânsă pe marginea terenului, copiii, odată intrați pe gazon, sunt extrem de dezvolți și dornici să arate că merită o șansă. Fanei lui Messi, Ronaldo, Lăcătuș sau Bumbescu, toți cei care pășesc zilele acestea pe poarta complexului sportiv Steaua, au un singur gând, să îmbrace într-o zi tricoul echipei de seniori al Stelei. De ce ai venit la fotbal? Ca să învăț să fiu fotbalist ca bunicul meu. Îmi place fotbalul, și îmi doresc mult să fiu la Steaua. Care e fotbalistul tău preferat? Bumbescu. Uh, Messi. Unde ai vrea să joci când o să fii mare? CSA. Steaua. Acțiunea de selecție se desfășoară până în 22 iunie la Complexul Sportiv Steaua din Ghencea, în intervalul orar 8.30-12.30. Selecția se adresează tuturor copiilor născuți între 2001 și 2013 care își doresc să practice fotbalul. Toți copiii sunt așteptați la selecție în echipament sportiv și cu adeverință medicală, prin care se certifică faptul că sunt apți pentru efort fizic în vederea susținerii probelor de efort impuse.